Nous avons les invités aujourd'hui. Dis André. Nous sommes ici pour vous enchanter. Et fille la cuisine. Non. Ah, c'est vous. Ça, c'est vous. Ah, c'est ça, nous, mais vous. Ia uite cât caracatez aici. Ne prepară cu rojurbil. Ce-s-che? Je m'appelle... Nu mă, ce-am făcut? Pe mine mă cheamă Mircea, pe mine cine te-a chemat? Fașa. Stai că răspunde ce-am preparat, ce-am pregătit pentru asta, să-l frumos, Andreea? Da. Este francofoana noastră. Eu sunt francofon. O single, ki se apel Mandala. Nous sommes ici pour danser. Les garçons, pour les chansons, chanter. Ah, les chanter, garçons. Așa. Am înțeles. Traducem, trebuie să traducem, nu la televizor. Domnii au venit să ne prezintă single-ul Mandala, care este în ce limbă? Brangleză. Așa? Exact. Da. Auzi, Dan, dar de ce ești atât de bronzat? Vreau să știu eu acum. Tocmai m-am întors dintr-o vacanță. Ce, te-ai săculat cumva? Nu, pentru că mi se mai întâmplă, na. Unde a fost vacanță? Eu am fost în Turcia și Turcia a mine. Și tot era fost în Egipt. Eu am fost în Egipt. Am notat că fac chestii pe care nu le-am făcut niciodată. Am fost cu taică la ACDC și cu maică-mea în Egipt în vacanță. Eu cu ea. A, avem o știre despre ACDC, la mea va te povestim. S-a întâmplat lucruri mari cu ministrul Berceanu, o să aflați. Da, asta e interesant. Și cu ACDC? Da, ACDC, știi, cu spaga la graniță. Cu transportul, nu știu ce, dar asta nu s-a aflat mai târziu. Din nou ne-am făcut de radar. Nu, dar spuneți-mă atunci cu mama în vacanță. Deci, ce ai băut tu seara la club? Emilia se pregătea cafeaua. Nu, n-ai înțeles. Stai, cu seara la club era prea greu, că seara la club n-am ajuns niciodată, era mult prea târziu. Dar e cum un bebeluș la ora 7. Pentru că mai că s-a închidea ușa. Deci, dacă pleci, nu mai vin. Ia, Dan. Deci, ia vă rog. Ia, s-a dus acolo, s-a trezit, a dormit. Nu, n-a făcut nimic. Deci, tu doar e genul doar care s-a pus, el că s-a trezit. Asta înseamnă că nu s-a sculat niciodată. E bine. Ce dracu' eram cu maică, bă? Nu, pe scurt, Tudor când se duce în vacanță, chiar se relaxează. Mănâncă, face plajă. Bun, să te duci la piscină în Egipt, așa. Și trecea câte-o Cleopatra, așa. Nu, erau niște Cleopatra. Nu, era un resort foarte frumos, plin de Cleopatroaie. Eu erau... Din Anglia. Nu, din Roșa. E, tot așa. S-a pierdut, asta cu două nu trebuie să zic. Da. Da, mă, a fost foarte frumos, În piscină am găsit, am avut baptă că era un pool bar, pe care l-am... Acum povestește ce a făcut Dan în vacanță. Povestește-mi tu ce a făcut Dan în vacanță. Mai, nici n-am știut că a plecat în vacanță. Stai în anchetă degeaba. Da, știu. Păi, de cine discret a făcut lucruri în vacanță? Am făcut rafting, în schimb. Rafting? Da. Da? A, raftingul e ăla așa, da. Da, e la... te dai în bărci, cum se zice. Dar spune cu videoclipul, am întâlnit la... eu a fost interzis de ce mi-a plânge fetelor acum. Și-a plăcat ochii în pământ, vă rog. Fără suporat. E fetă, fără, când vorbim de femeia, e adoptat o poziție de ce decentă. Nu, aia e poziția care apare mâine, Oana Roman, în Cancan, nu vrei să spun. Păi să spune ce s-a întâmplat. Eu tocmai mă pregăteam să plec înainte cu o zi în vacanță, când mă sună un telefon, mă sună PR-ul nostru, Adi David, și spune, băi, vi s-a interzis videoclipul pentru că am zis că e prea multă sare probabil în videoclip. Nu, ideea în felul ăsta. În videoclipul nostru există o domnișoară care și anume ringe niște sare de temată, după care bea tequila dintr-un șat de tequila, Ce n-au spus că instigăm la consum de droguri? Păi ce are dragul tequila cu... Băi, spune eu că da, i-au văzut praful ăla, că era sarea pentru tequila, dintr-o de pe masă. Aha, consum de droguri. Dar ce n-a scris acolo? Sare. Chiar nu te iubesc! Nu, dar mă gândeam acum să facem un videoclip cu gelaș, cu oameni care lei. Sare. Se consumă cu apă plată. Și consumul de apă plată?
Domnează la ficat. Nu beți. Da, în sfârșit, am observat cu oameni că unii din cei care au interzis de clipul ori nu l-au văzut și l-au interzis ca să interzică ceva că, na, dracu. Măi, acum, ce voi rolul acesta de modele și că ce de copii la televizor asta face, adică... Dar nu face și ce, nu, oamenii au văzut prost. Adică nu ne referim la publicul vostru matur, ne referim la publicul vostru de... 2 ani, care dacă vede că un domnișor ajunge stara de casă, începe să-și pună întrebări și dăunează de-asta. Ce întrebări? O fi coca? Se gândește copilul de 12 ani. Încep. O fi moca? Era moca, că era la filmări. Sare e o dată de masă. Consumați sare pentru că deșteaptă la cap, dar e o dată de fier. Da. Doamnelor, vă rog să vă luați poziția în poziția la două. Așa?